Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din învățăturile Părintele Arhiepiscop Irineu Pop de la Alba Iulia, din cartea sa Pavăza Credinței. Așadar, Arhiepiscop Irineu Pop, Pavăza Credinței, legătura credinței. Cea mai mare parte dintre oameni consideră că moartea este o pierdere. Sfântul Apostol Pavel ne învață că moartea este un câștig. Nu un semn minus, ci un semn plus. El ne informează că moartea nu poate fi decât un câștig pentru o persoană care trăiește pentru Hristos. Mia viețuii este Hristos, zice el. Și moartea este un câștig. A trăi, cele două cuvinte sunt importante aici, mie și Hristos. Când aceste două cuvinte, mie și Hristos, se asociază, rezultatul este viață, viață veșnică, fericită. Desigur, oamenii care ar schimba combinația cuvintelor ar spune, mia viețui este banul, eu și banii, consideră rând aceasta drept viață. Alții ar spune, mie a viețui este plăcerea, eu și plăcerea. Pentru ei viața este un lanț de plăceri. Alții ar zice, mie înseamnă să fiu popular, eu și popularitatea, aceasta pentru mine este viață. Dar Sfântul Apostol Pavel insistă că singura combinație care duce la viață, viață reală, viață din belșug, viață veșnică, viață nesfârșită, este eu și Hristos. Dacă pentru mine a viețui, a trăi este Hristos, atunci a muri este câștig. Un oarecare tată și-a luat copilul la vârsta de 8 ani la New York pentru prima dată. Băiețelul, speriat să nu se piardă, se ține strâns de mâna tatălui său pe măsură ce înaintau spre inima orașului. Mulțimea de oameni se îndesea tot mai mult. Obosit, copilul nu a mai putut ține mâna tatălui său. Oamenii din jur grăbiți se împingeau mișcându-se într-una. La un moment dat copilul i-a spus tatălui său, tăticule, sunt obosit, nu mă mai pot ține de tine. Trebuie să mă prins tu de mână. Tatăl a apucat mâna obosită a băiatului și l-a condus în siguranță prin mulțime. Într-o manieră asemănătoare, zice Sfântul Apostol Pavel, dacă mie a viețui este Hristos, dacă eu călătoresc prin viață cu Hristos, ținând mâna Lui cu credință, trăind pentru El, ascultându-L, străduindu-mă să devin asemenea Lui, atunci când va veni vremea să părăsesc această lume, El mă va prinde de mână și mă va duce într-o lume mai bună, mai bună decât aceasta, în grădina veșnicilor împliniri, în portul cel fără de valuri. Un copil voia să intre pe poarta unui cimitir. Era noapte și întuneric. Un străin îl întâlni în acel loc pustiu și îl întrebă, unde vrei să te duci? Acasă la părinți, căci ei locuiesc dincolo de cimitirul acesta. Dar nu te teamă ca să te rătăcești? L-a întrebat. Nu mă pot rătăci, fiindcă vedeți, dincolo de morminte și de crucele acelea se zărește o lumină. Este lampa de la fereastra tăticului meu. Și câtă vreme este lampa aprinsă, eu mă călăuzesc de lumina ei și știu că părinții mei mă așteaptă acolo și nu mă rătăcesc. De dincolo de lume strălucește către noi lumina patriei cerești, în care suntem chemați și așteptați. Credința ne călăuzește pașii spre casa părintească. Dar până vom ajunge în acea casă nefăcută de mână veșnică în ceruri, 2 Corinteni, capitolul 55, versetul 1, credința constituie pentru noi temelia tăriei și a mângâierii noastre. Pe bună dreptate, spunea poetul George Coșbuc, credința în zilele de apoi e singura tărie în noi, că multe stari, cum credem noi, și mâine nu-s. Și oricât de amărâți să fim, nu-i bine să ne dezlipim
de Cel ce viețile ne-a dat, o viață, o fi viața, chin răbdat, dar una știm, ea ni s-a dat ca să o trăim. Domnul a spus că credința ar trebui să mute munții. Aceasta pare o exagerare, dar din punct de vedere duhovnicesc este întocmai. Mulți dintre noi au mulți de îngrijorare, mulți de teamă, mulți de suferință. Acei mulți pot să ne copleșească și să ne paralizeze când ne lipsește credința. Acolo unde există încredere în Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este prezent, acolo noi putem spulbera munții răutăților și putem simți că Dumnezeu ne iubește, că ne este alături, că cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Întreabă psalmistul. Tot el ne răspunde, este singurul Dumnezeu care face minuni. Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Sunt unii care privesc la creștinătate ca la o religie imposibilă. Ei cred că Hristos stă pe vârful muntelui Everest, chemându-ne să luptăm cu stâncile ca să ajungem la el. Acești oameni ar trebui să schimbe complet imaginea falsă despre Hristos, că este și aceasta un adevăr. Dar el nu stă doar pe o culme, așteptând să urcăm la el, ci coboară și el să se întâlnească pe fiecare munte cu noi, cu oaia cea pierdută. Ne întinde mâna ca și lui Petru, ne ajută să ajungem la culme. Fără el noi nu putem ajunge niciodată, pentru că a zis, fără mine nu puteți face nimic. O femeie cunoscută pentru încrederea sa profundă în Dumnezeu și pentru calmul sufletului a fost întrebată de cineva care dorea să-i afle secretul. Ești o femeie cu credință mare? Ea răspund, nu, eu sunt o femeie cu credință mică într-un Dumnezeu mare. Aceasta este adevărata credință care mută munții, căci celui ce crede toate sunt cu putință. Sfântul Ioan Iacob spune într-o poezie a sa, bunica, Dumnezeu s-o ierte, mi-a semănat din timpuriu în suflet tainele credinței și rodul lor mă ține viu. Când un creștin crede cu tărie în Dumnezeu și își ancorează speranța în puterea și bunătatea cea de sus a lui Hristos Dumnezeu, cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, nu este o problemă pentru el care să nu o poată rezolva și nici o povară pe care să nu o poată purta. Credința eliberează sufletul de teama păcatului și a morții, ajutându-l să intre în stăpânirea Harului Divin. Matei, capitolul 10, versetul 28, Luca, capitolul 12, versetul 5. Din credință începe și să săvârșește minunea. Fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, zice tot Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 6. Trăim într-un veac de mari prefaceri în lumea exterioară. Lăuntru omul a rămas însă, din păcate, plin de răutate și de viclenie. Televiziunea și zborul spre alte planete n-au împuținat cu nimic minciuna. Goana după plăcerile trupului nu a fost oprită de faptul că omul a pătruns în tainele atomului. Iar descifrarea codului genetic n-a mișorat cu nimic flagelul violenței și al urii care capătă forme îngrozitoare. Bietul om al vremii noastre, sufletul său cel veșnic este copleșit de păcat, flămând de fericire, însetat de dreptate, de adevăr și de lumină. Numai întâlnindu-l pe Hristos prin credință și trăind pentru el prin fapte de iubire, vom fi mulțumiți și împliniți. Că spunea fericitul Augustin, ne-ai creat, Doamne, pentru Tine și neliniștită este inima noastră până ce nu se va odihni întru Tine. În acest veac în care trăim, am învățat să explorăm puterea vântului, puterea mării, a soarelui și a atomului, dar foarte puțin dintre noi am învățat cum să dezvoltăm de plin puterea credinței. Noi trebuie să descoperim tăria ei formidabilă spre a depăși deșertăciunea ideologică și tumultul lumii,
în care trăim și astfel să ne bucurăm de darul cerului, aducător de fericire. Într-adevăr, luminați de străfulgerarea credinței, suntem fericiți și toate amuzamentele ieftine și deliciile acestui cotidian banal sunt o nimica, cum spune poetul, față de bucuriile duhovnicești. Poți să pierzi avere și aur, bogății în orice chip, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic, spune Vasile Militarul, marele nostru poet. În Hristos, pionerul credinței, începătorul și plinitorul credinței, cum numește Sfântul Apostol Pavel, el de Hristos, care este începătorul și plinitorul credinței, ne spune nouă, credeți în Dumnezeu și în mine credeți. Credeți în Dumnezeu și credeți și în mine, eu sunt învierea și viața Dumnezeului nostru, slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.